Pentru următorul design am folosit turcoaz, un albastru. Ambele culori făcând parte din categoria paint, iar la final vom folosi finish-ul mat. Am aplicat culoarea mai închisă pe ambele laterale ale unghii, iar culoarea mai deschisă în centru. Am început să blenduiesc culorile între ele. Am continuat să fac această mișcare până am obținut o culoare intermediară între cele două. La final m-am asigurat că am aplicat culoare în toate locurile greu accesibile. Am aplicat finish-ul mat pe care l-am uscat în lampă. Acesta este rezultatul. Pentru a putea vedea cât de versatile sunt culorile din gama painting, am mai realizat un degradé din alte două nuanțe. Îți poți lăsa imaginația să se joace cu o combinație de culori infinite. Produsele le găsiți pe www.iasbeauty.ro. Nu uita să dai un like și un share dacă ți-a